Vinovați de iubire, episoadele 36 și 37. În episodul 36, Safie și Insi se duc la gară crezând că Nancy a plecat. Însă când Nancy o vede pe Safie coboară din tren, ei îi spun că are de ales și va pleca cu următorul tren, ceea ce supără pe Safie foarte tare. Ea se întoarce cu greu acasă fără să știe că Nancy se întoarce la hotel. În timp ce Nancy îi lasă în cutia poștală o scrisoare în care îi spune că va muri, Safie îl vede, dar este foarte supărată. Îl împinge, Jen nu îl ascultă și rupe scrisoarea fără să o citească. Înainte ca Safie să-și piardă orice speranță și să se izoleze din nou în casă, merge împreună cu Han la podul Galata și aruncă agrafa pe care Nancy i-a făcut-o cadou. Gulben, dezamăgită că l-a avut pe Esat ieșit din apartamentul lui Escra, începe să comporte ca și cum Safie ba chiar mai rău. Își strânge părul ca mama ei și începe să-i poarte hainele. Hain află că Gulben a fost afectată de faptul că i-a văzut pe Esat și Esra împreună și se înfurie. Îi spune lui Esat că nu se mai întâlnească cu sora lui și îi concediază. La sfârșitul episodului, Esat încearcă să vorbească cu Gulben, dar ea îl ignoră și pleacă. În episodul 37, Cuneit o concediază pe Insi, dar cauza difuzării de la radio, Esra încearcă să vorbească cu el să o primească înapoi, dar el refuză. Esra se supără și renunță și ea la slujbă. Aceasta acasă, toată lumea își cere lui Inci să-i spună lui Esra să se mute din apartament, dar Inci nu poate vorbi cu prietena ei care i-a părăsit locul de muncă pentru ea. Când discută cu Han despre problemele statuii grecești, acestea deagă totul. La școală, directorul îi înfurie pe Gamze pentru că a auzit că i-a zgâriat mașina. Tatăl ei află și o ceartă în față cu prietenii ei când Neriman merge la directorul școlii și își mărturisește vina. Han află și crede că sora lui se comportă astfel din cauza lui Ege. Are o confruntare cu sora sa și cu Edge. Mai târziu, când Han și Safie îl văd pe Edgen Neriman ținându-se de mână, provoacă o scenă. Inci încearcă să-și protejeze fratele, iar Gulben o pedepsește pe Neriman confiscându-i telefonul. La insistențele lui Inci, Han merge la psiholog.